Cred că bullying-ul este ceva ce afectează universal, indiferent că ești privitor sau cel vizat de eveniment. Victima, pe lângă că e cea mai afectată, poate fi privită de prietenii săi în ipostaza aceea în care ești bajoconit, înjurat, lovit. Și asta nu o afectează doar pe victimă, ci și pe privitor. Intri într-o ipostază neputincioasă, ești ca o căprioară în fară. Și apoi te gândești, dacă interveneam, dacă făceam ceva, poate puteam să opresc ceea ce se întâmplă. Dar mulți nu intervin și rămân cu această vină, rămân să fie mâncați de vinovăție, noaptea, gândindu-se că nu și-au putut ajuta prietenul. Apoi, în urma acestor sentimente, dacă reușești să treci peste ele, ori poți să intervii și să ajuți, ori să devii și tu victimă. Pentru că ceilalți se vor uita la tine și se vor gândi, ia uite ce fraier, hai să ne luăm și de el. Așa că eu consider că toată lumea este implicată, vizată și avem de suferit în